Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă, de această dată desigur, drumul 96, cum se spune. Road 96, boys, suntem 3 hours deep in, ne-am băgat cu 3 ore. Am deblocat niște chestii pe aici, nu știu cât mai e gameplay, mai avem încă pe atât, nu știu cât de lung e jocul, am și uitat, parcă avea 7 ore sau mi se pare, nu mai știu. În fine, am jucat niște episoade în spate acolo, v-au plăcut, ați zis, măi, Rafael, mie îmi place și am dat like. Ok, hai să mai continuăm atunci. Hello, Sonia Sanchez. Salut, Sonia. Welcome to the Sonia Show. Bine venit la show, Sonia. Ok, salut, Sonia. In a news exclusive, I've learned the brigades have recently attacked two officers transferring a prisoner. The brigades overwhelmed the officers during a refueling stop and released the prisoners. Here tonight is Officer Green, who fortunately survived this brutal attack. A supraviețuit. Officer Green. Asta e polițistul care a scăpat când ne-a atacat în episodul anterior. Me and Officer Thompson were refueling on our way to a more secure facility. Băga benzina, auzi. Am fost atacați de 10 bărbați. These brigades, they're just violent criminals. Bărbații sunt criminali violenți. We can do to help? Yeah. If anyone knows anything about the people who did this or have seen these fugitives, call the Sonia hotline or your local authorities at once. Să sună la Sonia sau la poliția, uite. Dacă vede cineva bărbații. Look at the latest candidate polls. Ia cine câștigă? Looks like Tyrak is still wow. The okay. Tyrak câștigă. Tyrak. Nothing less than our democracy is at stake. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. E frică de copii care dispare, auzi. Dispar. Missing teen report. Îi pare rău de totos. Deci, remember, practic s-a întâmplat de că noi în episodul anterior am fost prinși de poliție, au venit bărbații de la brigade, bum bum bum, ne-au eliberat, pentru că trebuia să elibereze pe fata cealaltă și noi eram cu ea acolo, dacă ați văzut episodul anterior, în fine. Și acum a venit poliția și zic, bă, i-am scăpat. Dacă vedeți bărbații puternici, sunați la poliție sau la Sonia Show să ne ducem după ei, știi? Dacă văd brigade sau copii ăștia care au dispărut. Ce văd că se întâmplă cu episoadele care... Ok, shut the front door, man. De ce nu tace femeia asta? Shut the front door, lasă-mă să vorbește. Ideea în felul următor, noi cu cât avansăm în episod, dacă vedeți, Tyrak începe să piardă la alegerile prezidențiale. Acum, oponentul are 68 și el 70 ceva, e foarte aproape, dar cu era mai mare distanța între ei doi. Hai să vedem pe cine alegem. Ce copil lipsește, 20 de zile. Bă, luăm pe ăsta, care e cel mai departe, 1700 de mile, 15 ani, deși toți sunt sub 18. Ăsta are bani, luăm pe ăsta cu bani. Interesantă joaca oricum. E POV-ul copiilor care vor să fugă din țară pentru că cică nu-i avantajează prezident campania asta lui Tyrak sau dacă iese el președinte nu-i avantajează și pur și simplu vor să fugă din țară prin granița de la drumul 96, cam mai e toată chestia. Nu știu ce să se întâmple cu Tyrak, cu nebuneală, cu chestie trestie, rămâne de văzut. Interesantă joaca oricum. Bărbații, eu am băut azi G-Fuel, n-am ce să vă mai arăt, am băut toată asta de vreo 6-700 de mililitri. Vă recomand Mystery Flavor, e foarte delicioasă, ceva cu vanilie. Aveți codul RAF12% reducere în descriere, primul link, livrează repede cei de la Energy Lab. Jocuri gratis pe G2A, știți povestea, aruncați și voi un ochișor acolo, dacă vă interesează. Cu clicker pe fundal, farmăm cu clickerul. We back, baby, let's go. Mamă, nu înțeleg cu senzivitatea asta care e șpârla. 5.000 de dolari recompensă pentru cei, if you have any information on the brigade. Deci, brigade sunt niște bărbați răi care sunt împotriva lui Tyrak sau ceva de genul împotriva guvernului. Și tipul cu tirul, noi l-am văzut în mai multe ranuri. Aici sunt informații cu copii și printre copii aceștia suntem și noi. Cred că, zic, caracterul nostru e în stânga jos, nu sunt sigur, sau? Nu mai știu unul din ăștia, doi, în fine. Deci faza e că noi ne cam ferim de poliție. I don't get it. I've tried everything. Ah. Wait, stai puțin. Aici a fost... asta e... Nu? Guess I'm just a normal genius. Not a genius normal. Yo, depressing. Vorbește caracterul nostru sau cine?
Asta e benzineria de unde am fugit noi cu Duba. Uite, aici era Duba. Și unde ne-au atacat aia. Let's start from the beginning. You got this. Mă, ce se aude? Vorbește caracterul meu sau cine vorbește? A, vorbește ăla dinăuntru, mă, miram eu ce buguit e jocul ăl. I don't get it. Cum îl aud eu așa tare de aici? Că n-are sens. Mă rog, senzivitatea e dog și rău de tot, gen, se mișcă mult prea repede. În fine, ăsta văd că apare mereu la fiecare început de joc. Dang! What are you? A ninja? Ești un ninja? Da, sunt ninja de pe Twitch. Sorry that I frightened you. Pare rău That's că cool. te-am speriat. Actually nice to see another teen. I was starting to think I was the only one. Mă bucur să văd alt adolescent. Well, it's a prototype. You can't actually detonate it. I've been designing it for this guy I know. Robert. Pentru Robert ce e făcută. Mă, și pe mine mă cheamă Robert. Do you live here? Cine e Robert? Just a guy I know. E un tip pe care îl cunosc. I think he wanted to protect this group he's in. They're called the Black Brigades. Ah, Brigada Negra, ce e cheamă, se numește, ok. Wait. I got an idea. You can be my rubber duck. Poți să fii rățușca mea de cauciuc. Ce? A rubber duck is someone who listens to someone else describe a problem. If all goes well, the solution presents itself to the person talking. Ok, deci practic vrea să ne povestească problemele lui. Sure. Cool. So first I check the resistance with my voltmeter, and everything seems okay. Then I clean the captors, checking them too. A bit painstaking, but whatever. You're a genius! Quack, quack. To turn on the electricity, we need to find the generator. Deci n-avem curent. Could be anywhere at this station. Grab this nail gun. I got another idea. What? Ce se întâmplă? Nail gun. See the cable in the ceiling? Shoot the tiles to see where it goes. That's how we'll find the generator. Okay. Shoot the tiles. Ah, vrea să dau așa, am înțeles. Nu știu dacă e cu drepturi de autor muzica asta. Să sperăm că nu e. Că m-au păcălit de-aia de cută. Mi-au zis că muzica din acest joc nu e cu drepturi de autor și după aia mi-a dat mare copyright. Deci dacă sunt părți din video cu mute așa sau o să șterg eu din ele, a fost cu drepturi de autor melodia. Ok. Bun, hai să vedem unde e generatorul ăla. Mă, deci caracterul nostru e fată sau? Hai bă, unde duci ăsta? What? Wait, what the freak? Stai un pic, și ăsta unde mă aruncă? Wow, hai să urmărim. Let's check it out. Da, hai să vedem. Bă, dar din joc s-aude, nu da? Let's check it out, guys. The cable's running on the ground. Let's follow it. Lead the way. Tell me when you find where... I'm coming. Hai că am găsit. Deci ăsta făcea mișto că, gen, noi l-am ajutat și după ce l-am ajutat, caracterul nostru a făcut mac-mac, gen că noi eram rățușca lui. Înțelegeți? Hell yeah, brother. In here, yo. We just gotta start it now. The key should be around here somewhere. Can you get it? Wow, m-am electrocutat. You okay, homegirl? Ești în regulă? Oh, wait, try with this magnet. Încearcă cu magnetul. Am înțeles, bă. Și pe unde? Unde? Gaura în dreapta jos. Yo, you gotta be careful. Your hair looks super crisp right now. There you go. Am prins-o. Nice. You got it. Hai să pornim generatorul. Start the generator. Nu știu, povestea cu copilul ăsta nu prea mă impresionează. Adică e un pic cam boring, dar mă rog. Chiar dacă el mereu apare la începutul poveștii. Fost soil. Come on, let's go back. Cred că e... ce-i aia? Cred că e zi. Benzinăria. We got company. Hide. Unde au fost polițiștia? But the station sure is in bad shape. You know, that's why we need Tyrek for another 10 years, and not that Flores. De asta trebuie să-l bătăm pe Tyrek. Kind of thing doesn't happen elsewhere. Ca să nu se mai întâmple asta și în altă parte. Hey, wanna scare these Tyrek supporters a little?
Să speriem susținătorii Tyrek. I can make it active. And their car too. Ok, deci trece un cablu pe sub mașina lor. Și acum se electrocută nebunul. Quit fooling around, Jim. I just got electrocuted, don't you? Electrocuted. This is one of your jokes, isn't it? No. E o glumă de-a ta, nu? Că te-ai electrocutat. Nu, ia vezi. I'll try to electrocute myself. Fine. Fine. I don't feel nothing. Nu simt nimic. Atinge mașina. I wasn't lying. I really did get. Ok, cum nu ne aude aia de aici? Eu nu înțeleg. See, I told you. Ți-am spus. I didn't believe you. I know. Hey, look over there. Ce-o de stă cu mâinile așa? Tu de acolo. Nu fugi. Ok, minunat. Hai că am făcut treabă. Mai târziu, ia. Ne luăm o mică batuta. Ne luăm somnul. Mai în viață copilul? Habar n-am. Mă rog, hai să sărim pe aici, nu merge? Deci ar merge, desigur. Acum iar a revenit senzivitatea la maximă, deci știu cum face. Vai, dă-i mai mic. Ok. No worries. Rest. Bă, nu știu dacă vreau să plec noaptea, dar mă rog. Whatever. Radioul. Oricum e muzică. Generatorul ăla așa. Ușa încuiată. Nimic de văzut aici. Bă, noi putem să conducem practic, corect? Deci noi putem să furăm mașina. Nu mă lasă? Nu știu, ia. Nu mă lasă să deschid mașina, am ciudat. Că învățasem skill-ul data trecută. Pe ăla cu taxiul nu-l mai chemam, că e șobos cărțar. Și o să facem autostopul. Ia bă și pe mine, bossule! Spre Constanța! Ia! Pa, a venit cineva. Deci nu e ăla cu tirul. Că ăla ne-a luat de multe ori. N-am mers prea mult. Suntem și departe, că am ales cel mai departe caracter. Nothing is gonna stop us now. Ah, sunt frații Bombă și Fitil. Nu prea-mi place cu ăștia, că e cam zgomot, dar e ok. E gratis, ok? Kid, up here, aici up sus, puștule. Cu ăștia... Am scăpat de la recută, să nu mai știu. She's gonna get sick on the hog stand. Ok, acum revenim la senzitate mare. Mersi pentru autostop. Nu te pot auzi. Little lady, thank us. Micuța fată, ne-a mulțumit, Stan. Mitch, hard as I try, I can't hear you neither. Nu te ajut nici pe tine. I see your lips are moving, and I know you are speaking to me. Yet pains me to say, I cannot hear you. Să nu mă aude. Protective goggles? Dacă are ochelari. Nu. Protective goggles? Well, I just thought I'd ask. Fine, I can do without them. Mitch, check the bag. Ne descurcăm și fără ochelari. Doar că ți intră insecte în ochi. Am ciudat fără ochelari. Right, your issues with the lower lumbar. Kid, check the bag in the back. Wow, petty occurrence. It's supposed to trickle down to the poor. That's too bad. Happens with the smaller life forms. I should honk more to discourage them from a wandering out like this. Bunga e încă acolo. Couldn't say, but it is not stolen. Dar nu e furată. Sigur. Sigur. We did it, bitch. We robbed the bank. Ok, mă distrez puțin prea mult cu tradusul ăsta. Felicitări. That's mighty kind of you to say, kid. Hey, little lady. You've heard of Stan and Mitch, right? Ai auzit de Stan și Mitch, corect? Da, cum să... I knew it, Mitch! We're famous! Suntem faimoși! And we just keep getting better at robbing. I didn't think it was humanly possible. Yeah,
Once we even forced a kid to rob a diner on our behalf. Ora eram tot noi. Should have seen the expression on that poor sucker's face. Zice că au devenit din ce în ce mai buni zi criminali să jefuiască bănci și că odată au pus un copil să fure banii pentru ei și că să fi fost expresia copilului. Dar but tot noi eram playthrough-ul nostru. Maybe you'd like to pose a topic of your own. Și mi se pare că la final am strigit noi în spatele unuia și a fugit. Una dintre ei. Veți vota? Unfortunately, due to our priors, this is an impossibility. Nu vor vota. If you got a criminal record, you can't. Dacă ai cazier, cum ar veni, nu poți vota, să nu știu cum să traduci criminal record. Dacă ai antecedente, nu știu. I am more for pro. I am for Flores all the way. Well, all right then. Ce s-o de bă? Hey, what are you looking at down there? Nu ce te uiți acolo? That rust is Sonia. What you call an optical contusion, kid. Mi se pare că ei vor să o amenințe pe Sonia sau cine. Nu, era taximetristul. Solid, never lose like with tire. Time, it fell off in the middle of the road. Well, if you'd swerved in time, we wouldn't have had that accident. Das polițain common. Shoot! Shoot the cops! If they start shooting, we're goners! Dacă încep să kid, do ne împuște, ne-am dus. Fă ceva să încetinești. Arunc cu bani. What? You wanna throw our money? Ne arunci banii? Genius. Așa ceva n-am mai văzut. Aim for the windshield. Stay. Ah, pe parbriz. Got a better idea? Let me think. No. Lol. It's working. Ne batem cu mașina de poliție. Get wrecked, man! Îl batem cu bani! N-am mai văzut în viața mea să bat pe cineva cu bani! Mergi ușori! Car corruption! Ah, are corupție, lol! Bă, dar ce se întâmplă? Cu-s bombri bun! Hai, că nimerești eu dacă este. Îi rupem cu bani. Gata. Hai că le-am ajuns banii ăștia. Time to get rich! E timpul să mă îmbogățesc. S-a oprit pentru bani. Dare I ask who the criminals are now? Și acum întreb care sunt criminalii. But we lost all our darn money. Am pierdut banii. It's your fault, kid. E vina ta. Tyrek, never lose with Tyrek. A, scratch! Am câștigat un dolar! Veți jefui din nou. We are, aren't we? O să jefuim, nu-i așa? Kid, for your quick thinking, we'll take you a little ways further, ok? Te ducem noi mai departe, ok? Wow, mulțumesc! Well, foarte frumos din partea voastră! Nice. Noi suntem oameni de treabă! Really nice. Chiar de treabă! Sigur! Ne ducem departe. Gata, mă, acum mergem ca lumea, zi de bun. Let's go cu motoscârța. N-am mers niciodată pe motocicletă cu ataș. Bine, pe motocicletă niciodată n-am mers, de fapt. Am mers pe scooter de la la. Nu e aceeași senzație, I guess. O, s-a făcut iar noapte. Trebuie să dormim undeva să ne refacem energia. O să mă culc pe mijlocul drumului. Pa, pa, e bine că m-ați dat în mijlocul nicăieriului pe timp de noapte. De obicei ne lasă la un motel ceva de unde continuă povestea. Alrighty then, motelos. Motelul e ca un fel de hotel așa, mai de buget, mai de pe wish. Mă înțelegi, mai pe ieftineală. Mamă, e la cu taxiul aici, nu te cred, Happy Taxi. Aoleu, nu iar Happy Taxi, nu iar, nu iar. Că ăla e criminal și ne vrea răul. Ok, hai să vedem noi care e șpârla. Vandalize, nu vreau să vandalizez nimic. Deci mă pot culca într-un cort. Ok, ok. Flores. Astea trebuie să le vandalizez, nu pe alea cu... Mă rog, modificăm din nou aici. Che sta passando?
Hello, I'm Steve, owner of the Paradise Motel. Poop, Steve. Where just one night will forever change your life. Now, o noapte îți schimbă viața. Of a serial killer in the area. But that's just what those are. E un ucigaș în serie? Dar sunt doar zvonuri? Ucigaș în serie? A rumor started by our rival Supreme Motel. They're just jealous of our jacuzzi. Și că un motel rival au pornit zvonurile astea. Și că ei sunt invidioși pe jacuzziul lor. Adică al lustră. I think it's a way for Flores voters to demonstrate the things they care about. For one thing, Tyrek and Foss Oil have done a lot of damage to the environment. Au rănit mediul înconjurător, și că Tyrek. L-au întrebat de protestele pe care le fac susținătorii lui Flores. Steal the door key. Cred că asta parcă vă cădau de... Hai mă, să dormim la $25. Că de obicei nu face nimic cu banii. De data asta mă voi trata ca un rege. $25, dormim frumos, la relax, cu jacuzzi, cu toate alea. Ne doare la bananis. Ok? În mod normal n-ai vrea să faci asta, că ți-i rostești banii aiurea. Puteam să dormi și în cortul de afară. Ba, mă rog, hai să vedem ce se întâmplă. N-a mai fost buget gen să ne dea, să ne ducem în camera aia. Ne-a băgat direct un cutscene de la pac-pac și gata. Trebuia să iau cheia, să-mi mâneze cheia, să mă duc la cameră și să descui, mă bag în la pat la nani. Ai, ucigașu! Wake. Good. Te-ai trezit? I know. It's not știu, your nu e camera room. Ta. Oh, don't worry. I'm a taxi driver. Sunt un șofer de taxi. Sharing spaces with strangers. Eu împart drumul, locul cu străinii, gen cheile taximetrie și împarte mașina și împarte... Lasă-mă pace! I don't think I will. Nu cred că te voi lăsa. Besides, it's my room. E camera mea. I've paid for it. Eu am plătit pentru ea. De ce sunt aici? Don't worry. Nu te îngrijora, pe ultima oră mai am oră cu strămâni. Help. Am nevoie de ajutorul tău cu o mică problemă. Problem. Could be a cop. Un polițist. They're patrolling motels looking for missing teens. Opa, caută copii care lipsesc ca mine. Nu pot să fiu arestat. Just do what I say. Fă ce spun și nimic rău nu se întâmplă. E bine că vorbești la ușă de audio. Trust me. E bine că tocmai la ușă vorbești al nostru. Not even a peep. Get in the closet and don't make a sound. Not even a peep. Oh, hi Steve. Yes, yeah, Steve. It is like paradise. Oh, you found my little problem. Ne-ai găsit mica problemă? Good. So, yeah, I need your help with that. Wow. Mă vei omorâ? Honestly, I don't know. Sincer, nu știu încă. Let's just see how it goes. Hai să vedem cum merge. Aaaa, nu m-a omorât, de ce ne-a omorât? He, vorbea prea mult? Talked too much. Hey, see that face on the TV? Soon it will be gone. Fața de la televizor va dispărea. Vrea să o omoare pe Sonia el. Come on, let's give our little friend here a nice hot bath. He could use some cleaning up. Hai să-l îmbăiem. Don't you think? Yeah, nu este I frică. Sunt sigur că ți este frică. Stai să mă ridic eu. Picu scaunelus. Facem baie? Oh, no. I forgot. Am uitat săpunul. Soap. Săpun? I'd better go. You don't know what kind of. Nu știu ce fel de săpun e cel mai bun. Cred că vrea să ardă corpul. Acid, gen. Get the cop into the tub. Bagă-l pe polițist în cadă. And don't try to escape. Și încerca să scapi. I'll know if you do. Voi ști dacă încerci. Shit, e timpul să scapăm. Oh my god, ajutați-mă voi să scap. Watch your back, Sonia. E hârtia lui. Look under. Trebuie să scapăm de aici, băieți. Ajutor. Ajutor. Nu, nu. Intru în WC-ul și scap. Care va să vă salveze? Oh my god. L-a adormit pe nea polițistul. Ok.
soap. You should leave the bathroom now. Au găsit săpunul. It's gonna get pretty steamy. O să se facă aburi. This might take a while. Va dura It's ceva. Very dirty. E foarte murdar. Come on, come on, do something. Ce zice? Open the door, pick the door. One more thing. Oh, is Jared here? Jared aici? I saw him get a gas can from his trunk. He saw you got the can. Say, I'm filling it with apa. Water. He's filling it with water. He's decomposing a body. Oh, you're a fool. N-o să mă împuște. Ajutor! Okay. Ajută-mă, te rog. Lights out. Bumbo! Vreau să văd dacă ne ajută. Ne-am pușcat. Yes, you might lose your life along the way. But for each person that falls, au omorât trei oameni, pe bune? N-are sens jocul ăsta. Is to keep moving forward. N-ai cum, n-ai cum să împuști în mijlocul zilei, n-ai cum. Ce a făcut? A fugit? N-are sens. Cum omoară în mijlocul zilei și are trei corpuri de aruncat la gunoi? Și nu îl prinde nimeni? N-are sens. Pe bune vă zic. Trebuia să mă ajute la acolo. Ok, here we go again. Hello, Sonia Sanchez here. Sonia Show! Welcome to the Sonia Show. Yay! Authorities made a gruesome discovery in a motel earlier today. La un motel. When the bodies of the motel's owner and an unidentified teen were found. Stranger still, the car of Officer Dave Simonak was found nearby. Officer Simonak, reportedly investigating a series of highway murders, has not been seen in 48 hours. If you have any information, please call the Sonia hotline. Sunați la Sonia repede. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. 75-68. Vote for Tyrak. Nothing less than our democracy Bă, is at stake. Ne-a omorât As cap you de know, muștar. The Sonia Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Dispar copii. Missing teen report. Come on, dude, no shot. Remember, if you have any information, please call. No shot is shot. Deci ne-au omorât pe noi, au omorât polițistul și ăla cu care vorbeam noi la ușă s-ar putea să fi fost cel care deține hotelul. I mean, come on, ne-au omorât pe toți trei, că i-au depistat. Ne-au găsit corpurile, dar ăla tot a scăpat, cred. Wow. Oh, vezi că sunt la volan, tătis. Ce din echipa ta? Mamă, vezi cu panorama cu toate alea. Let's go, bărbații. Asta e bună melodia asta. Dă-i așa în continuare. Ce avem aici? Dacia Logan. And now listeners, a sneak peek. Voia să schimb canalul. Sonia Show. Nation, vote for Tyrak. Votați-l pe Tyrak. Nothing less than our democracy is at stake. Worlds apart. Tune in later to hear more. Ne plimbăm prin deșert, n-avem treabă. Wow, Sonia! Oprește-te, sunt faimoasă! Ia-ți iubita. Ce sta pasando? Ești în regulă? Oh, I'll be fine. Just a little limo crash. Doar un mic accident de limuzină. Would you be a doll and give me a ride to a payphone? Vrei să fiu vei fi o păpușă și mă vei duce la... Ok. It would be my honor. Use your cell phone. Thanks, hun. Mulțumesc, cumpo. Adam! The kid's gonna give me a ride! Mă plimbă puștiu ăsta. Tu să te gândești ce ai făcut. Adam e în regulă? E puțin șocat. Deci revine. Eu sunt Sonia Sanchez. Ok. Deci vreau să ducem la un telefon de la... Tu chiar conduci cazanul ăsta? Real... Chiar e locuit aici, înăuntru. Că e mizerie, zice. Da, mă bucur să te întâlnesc. Thanks, hun. It's an Mulțumesc, honor cumpo. To meet you too. E o onoare să te întâlnesc și eu. Did you know there's a Știi că e un burger aici?
I'm gonna put it next to you. Îl voi pune lângă tine. Try not to eat my fingers, okay? Să nu mănânci degetele, ok? Ah! Deci ne-am furat mașina. Just ate that? Tu chiar ai mâncat aia în fața mea? Me? Nu e al meu. Whatever. În fine. Ask me a question, hon. I know you're burning. Zice să-i punem întrebări? Sigur, sigur. Ce părere despre Brigade? How do you think they make me feel? Cum crezi că ei mă fac să mă simt? They want to topple a system that's good to me. I don't like them at all. Nu-mi place despre ei. Zicem așa în glumiță, nu-mi place de ei că vor să strice sistemul pe care o tratează bine pe Agen. Flores doesn't mind them much. I want to see them change actually. I can see why you'd feel that way. Ah, înțeleg de ce te simți așa. Thanks, honey bunny. So, honey bunny. How much do you love my show? Cât de mult îți place show-ul meu. Faza e că show-ul ei spune de copii care fug și noi fugim, în fine. So much. What show? It's fake news. No. O să ținem partea lui Sonia, că și ea ne-a ajutat pe noi în alte run-uri când am avut nevoie. Ne-a dat bani într-un run și în altul ne-a plimbat chiar ea. Well, sparkling as your conversation may be, you're boring me, Sugar Pie. Mă plictisești, Sugar Pie. But I had an idea to liven this hearse up. Ia, care o idee. Dance party! Să dansăm! Sigur! Now find some music on that junk radio. Bagă niște melodie pe gunoiul ăla de radio al tău. Gata, mamis. Nope. You kidding me? Figaro, Figaro, Figaro. Jesus, kid. Iisuse, puștule. That's it. Turn it up. Dă-l mai tare. Hai să dansăm! Yay! Hai să dansăm! Muzică în cazanul ăsta de mașină! Ia! Încă o melodie! Gata, tata, hai! Wow! Sunteți pregătiți, băieții? Sonia, o să nebunească! O ia răzna! Stai așa, repede! Repede, totis! Let's go! Bă, ascultăm muzica! Let's go! Dance party! Dance party, baby! Ești în regulă? Ți-ai rupt ceva? Dacă dansezi, nu mă rănește? My god, a nebunit! Și e beată! Okay. Am obosit! Exhausted. Gata! A, naiba, cozul la geam! Vai! Thanks, sweetie. I needed that. Deci lecția de astăzi este să nu dansați la geam acolo. Vreau să fiți sinceră. Is this even your car? E asta măcar mașina ta? Am furat-o. I thought so. Da, m-am gândit eu. Te rog, nu spune polițiștilor. Relax, sugar. Nu am mai distrat așa tare de mult timp. Ok. De partea noastră, Sonia, v-am zis. Look at that. Salut! Reminds me of... Mi-a zis aminte de... Go on. Well, trecutul meu. Past. My past. I haven't been so kind to the ones I love lately. N-am fost cu minte cu cei pe care iubesc în ultima vreme. Trebuie să fie greu să fii faimos. It is sometimes. But I'm not sure that's an excuse. Dar asta nu este o scuză. Îți mulțumesc că ai spus asta, este drăguț. Sure. Look, a phone booth. Stop the goddamn car. Oprește gunoiul de mașină. Gata. And it looked like you were just about out of gas. Și nu mai ai benzină. Help me with gas money? Okay, I'll be okay. Succes. Here. You deserve it. Uite aici. Meriți. Mi-a dat bani de benzină. Well, thanks for the ride. De benzen. I don't know where you're heading, sweet pea. Nu știu încotro te duci. But good luck getting there. Dar baftă. Mersi. Hai de jos. Hai. Jos din cazan.
Ne-am dus, tată. Let's go. Ea ne-a dat bani, mă, ne-a susținut. Deci e primul caracter cu care pornești cu mașină deja. Lol. Deci eu i-am dat tălpigă, i-am dat. Let's go, boys. Cred că ne-a lăsat mașina. Am condus, am făcut. Nu iar la motel cu ăla, dacă văd taxiul ăla, fug în toate direcțiile. M-am mâncat nemernicul ăla, bă. Mă bag la foc și mă culc. Cum o fi... Cum ne-a băgat ăla la el în cameră, tot nu înțeleg. Cam plătit. Aul, ăsta e din Brigades. Era cu camionul. Oh my god. Call 9612 if you have information regarding the Brigade Radio. Ăsta e cu Brigade Radio. Hai să ne uităm în gunoi ce se întâmplă. Nimic! Uităm și un gunoi. N-avem o card de credit, dar putem fura unul probabil. Iar s-a frecat ăsta. Piglock. Welcome, welcome! Se pare că ne-am găsit o nouă cameră unde să dormim. Să vedem, nimic? Nada? Ce se întâmplă? Picklock. Am învățat skill-ul ăsta, știi, să spargem încuietorile. Și văd că... let's go, boys! Let's go! Poate așa trebuia să înceapă run-ul, gen povestea, știi? Că mai întâi furăm mașina. Acum furăm direct alta. În fine. Mă mai uit o singură dată, mă asigur că n-am ratat nimic. Că în jocul ăsta, dacă nu te uiți într-un colțișor, gata, ai ratat. Salut, nu știu ce mașină am furat, dar ok. Așa, nu ce mai departe. Pe asta? Asta îmi place, așa cu spoilere, cu... Uhuz, Johnule. Chuck's isn't open right now. Nu e deschis. Da, ok, ok. Mustață miu. I hear music inside, brother. Music? Muzică? No, you don't. Nah. Te-ai întâlnit cu prietenii mei? Wow, they wow, are ei little. Sunt micuți, prietenii că cheșu. Let the kid in. Lasă pușul whatever să intre. Say, Chuck. Go ahead, fie kid. Cum spui tu, Chuck. Uite la o parte, fraiere. Hand over those bills, Robert. The bunny, Robert. Anyone else want a shot at this guy? Ah, este Robert ăla de la din rarul anterior. Papa Bear's made an air hockey patrol station. Ok, acum am prins. Deci ăștia sunt au o întrunire a brigăzii sau cum îi zic. Weaklings, all of you. But what about you, kid? Pune-ne cu tine, pușule. I'll give it a shot. We've got ourselves a contender. Mă bag. Eu nu știu ce mă bag, dar mă bag. Nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta. Faster 3 points wins. Let's do this. Primul la 3 câștigă. Hai, let's go. Te fac praf, bătrânule. Tataie. Let's go. The kid's got your number. Te văd acolo. Let's see what you got, young blood. Hai, bă, dă-o, că e la tine. Ok. Ok. Cum apără golul ăla? Ah! Ah! Oh yeah, Papa Bear! Papa Bear, te demolez, dar de ce e tot la el? Oh, if I could only have a drink. Te-am spart, fraiere! Fraierica brașoveanu. Mai dai și eu să ne îmbrășul. Nu! Campion! El campion mi se zice. M-ai spart. Drept, corect sau nu știu cum. 15, mi-a luat banii înapoi. Fac eu cinste! Toată lumea să bea! Wow, locul ăsta e șmecher! Yep, Chuck's is our official hangout. Don't go telling the pigs. Să nu le spui porcilor, purcanilor, adică. Believe me. E mai mișto decât arată.
M-am băgat în ce nu trebuie? No, you're not. It's just that John's still living in the past. John trăiește în urmă. Serve this girl a martyr. De un martir. You sure about that, Robert? E sigur, Robert? Our friend here is practically an adult. Prietenul nostru e un adult, corect? Nu-i așa? Sure I am, desigur. Let's go, bem alcool la 13 ani. Oh, da-l-o pe gâdleajă. E bun? Stai, cine ești tu? My name is Robert, kid. Numele e Robert, mă bucur să te întâlnesc. Yes, real nice. You know, I do believe cred că e motiv pentru care tu ești aici. Maybe you should push on, young bud. It's getting late. Se face târziu. Oh, mi-a pus și mă în băutură. Whoa, young blood. You okay? Arăți puțin ciudat. Ah, poate doar s-a îmbătat caracterul nostru. Ce ai pus în băutură, Chuck? The murder? Un martir? Totul. Shoot, man, mă trezesc fără bani, fără nimic. Fără dăniciunele. Ah, mi-a scos energia în loc să-mi crească. Oh, shoot. Kid, wake up. Trezirea, trezirea. Wake up. Mai sunt în viață. Cum era să murim de băutură? Unde sunt? You're in Chuck's basement, kid. Oh my John god, and myself carried you down here. Te-ai încărat aici come în pivniță. On. I want to show you something. Asta era ceva mișto. Big. Oh, goodness gracious. Laboratorul lui Dexter, tu ești. Welcome to the Brigade's secret hideout. Hai mă, că ne-a dat mâncărică. Te-am pupat. Bă, da, furăm tot noi. Vai, mamă. Hai să ne ducem aici, unde zice el. La Brigade. Cine în spatele ușii? Come on, I'll show you. Hai că-ți arăt. What's the kid doing here, Robert? Ce face puște aici, Robert? The kid's political. Besides, aren't we on the lookout for fresh blood? Uităm membrii noi. Asta e șmecheră. You know, you could become a asta e șmecheră, gen locație, e șmecheră. Nothing stopping you. Let me start with a big piece of news. Thanks to Zoe, we have intel showing that Tyrak was behind the collapse. Just like we've always suspected. Știi, suspectează pe Tyrak că se destramă țara. Știam eu că e în spatele atacurilor. We tried to end his life that day. Am încercat să-l omorâm. But he set off the explosives on the peak. Each year they set it off to prevent avalanches. Must have set off too much in 86. I have some other big news. Okay. I have a plan to rig a Tyrak billboard. We'll attract cops to it by broadcasting a fake signal. Okay. When they arrive, boom. Boom. We trigger the device. This isn't a huge move. But it's a good start and we'll send a strong message. Deci vor să trimită un mesaj. Do I have any volunteers? Deci vor să-l omoare pe Tyrak. Tyrak pune niște bombe pe munte care cauzează o avalanșă și prin 86 au murit mulți oameni în țară, ne-a spus într-un run anterior. Și acum vor să facă ceva, nu știu, să pună o pancardă cu Tyrak, să vină polițiști și să-i omoare, ceva genul. That's great, kid. But I think we'll go with hardened brigades here. I'll do it, Robert. Mă bag eu, Robert. This isn't who we are. They're sending teens to the work camp, John. Protests aren't cutting it. Protestele nu funcționează. Sure as hell won't cut it either. Și nici Flores. Right. We need to attack now. Trebuie să atacăm acum. Our little genius will help us rig the device. If all goes well, deci Alex cu Brigade, așa e, puștoa. For election day. The kid's out, Robert. He doesn't want to be involved in this. Puștoa e și nu vrea să bage. Mama's a cop. Mama lui e polițistă. We can find somebody else to do this. Pe altcineva. I'm telling you all, violence will do more harm. Violența nu e răspunsul. Funny, don't you think, kid? De ce? Funny because John and his girlfriend were the ones who drove the truck to kill Tyrak in 86. John și iubita au changed, Robert. Omorât oamenii în 86 camionul. Look, am schimbat, da, schimbat. And settle this right now. Hai să votăm. Who thinks the brigades need to be more aggressive? Trebuie să fim mai agresiv sau nu? Eu nu. I do. Eu da. I do. Eu da. I don't. I don't. I do. Three against three. Wow, și e votul meu. Let's ask the kid. She's here after all. Să fii violent sau nu? That's why you brought her in. To vote on your side. Ca să voteze. Kid, what do you think? Ce crezi?
Violence isn't the answer. I'm gonna vote this. Ok. Violența nu e răspunsul. Sigur, dar noi ne jucăm un joc video unde vrem acțiune. Deci violența este răspunsul în jocurile video. Let's go. Good. Then it's Let's go, boys. The brigades will go on the offensive. Hai să vedem. You voted for violence. De-aia când te joci GTA, dai cu mașina peste oameni. Că e distracție. Guys, picked it up in the scanner. The police on their way. Vin curcanii, auzi. We all know what we need to do. Get in our cars and leave calmly. Kid, no need to worry. They'll never suspect niciodată. You. Hey kid, wanna play? We can put down some money if you want. Hell no. We out of here. Ne-a ajuns, pa. Așa, acum putem să furăm mașina și see you around, boys. Steal the car. Ne mai auzim. Nu știu ce a fost tot show-ul ăsta, nu știu dacă rămân în continuare cu ei, habar n-am ce s-a întâmplat. Nu știu dacă fac parte din Brigades acum eu, nu știu. Dar noi mergem mai departe, dacă mă lasă. Am plecat cu mașineta. Bun. Deci nu mai facem autostopul de data asta. Thousands in this nation, including me, think the law should be changed. If the people of Petria want Tyrak to be our president indefinitely, who are lawmakers to stand in our way? You're absolutely right, Minister. If that's what the people want, then they should have this. Petria, after all, is a democracy. Îmi dă la maxim, ești nebun, ia poliția. Ok. Ai, femeia aia. Și eu sunt minor, ești nebun. E o babă care are mașina. Any idea how fast you were going? Every day, could you repeat that, Jay? License and registration. Oh my God. Z, ala. Right? Nu-mi vine în minte. Carnetul de șofer și asigurarea sau ce-ți cere talonul? Of course, ma'am. Desigur. That's good. Real good. That's good. Okay. Yeah. Crezi că cei din Brigade sunt teroriști? Oh, chiar crede că sunt. Poate au avut un motiv. Come on. No reason's good enough. Și un motiv ca să omori sute de oameni. Tyrak is the real problem. Don't recall asking your opinion. Nu ți-am cerut opinia. Now, like I asked, your license and registration. Elaine Winterbottom. Really? Serios? Da, de ce? I just got a haircut. Don't lie to me, kid. Doar m-am avut o mică tunsoare. Just a second. Nu suport mincinoșii. You're in hot water. Stai așa. Ai mari probleme. Central, we got a situation here. Opa! Aute-i șpai noștri. Uh-uh. These brigades think they're gonna take me down? Flora, kid! I got Whoa. News for them. When you go for the queen, you better not miss. Okay, dude. Faster! Mai repede? Păi tocmai ce urmea să mă amendez că am mers prea repede și acum vrei să-i dau talpă? Am crezut că sunt Keep cu Brigade. We'll îi vom prinde? Ai, urmărim noi. Asta vrea, credem că fugim de ei. There they are. Uite-i! Slow down, kid! Oh, wakey, wakey. Trezirea la realitate. Stop! Mamă, ca în filmele Matrix. Frumos. Cine sunt tipii aia? Succes. Brigades, dangerous activists. Stay sunt periculoși activiști. I should have never gotten you wrapped up in this. Nu trebuia să te bag în asta. La ce m-am gândit? Fugi până nu vine poliția. Uite, tu ești poliția. This is entrapment. Go! Du-te. Ok, pa. Go! Pa. Dă-i talpă. Buletinul, government pass. Oh my God.
Nu știu ce bipă e, dar let's go. Bine, tată. N-am mai stat cu ei acolo. Oare trebuia să stau? Habar n-am. Rolul nostru e să ajungem la graniță. Nu mai avem mult. Faza e că n-avem niciun ban. Deci nu știu cum o să trecem granița. I'm gonna be honest with you guys. Să par că avem niște bani astea. Avem 60 dolari? Ba nu mai avem bani. Mă mistruță. Iar aici, dacă văd taxiul ăla, am plecat din prima. Cred că trebuie să tragem un pui de somn. Că nu o să ne putem cățăra pe munte dacă nu avem energie. Shoot, cuz. Bă, pot și eu să dorm în motel? Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Da, bă, de fapt. Dă niște snacky snacks. Snackies, ia uite-și criminalii. Snackies. Wow, what's up? Vreau să beau. Come on, Joe, where's my drink? Hey, bă, probably, hey, give me a second, would you? Take a break, Joe. You seem pissed off. Pauză, Joe. Pare supărat. I hire a bartender and he fails to show on the first day. Am angajat un barman și n-a venit la prima zi de muncă. I already have one awful job. I don't need another. Îmi place că eu intru pe la ăștia pe aici așa. Zionule. Țac, țac. Aveți mașchineta asta. Deci de-aia nu putem noi, de-aia nu găsim noi niciodată credit card. Stai să mă uit pe aici. Da, toilet. Toilet fără oglindă. Get out of here, man. La ce vă uitați, doamnă, tocmai ce am furat niște bani. Nu știu dacă vreau să vorbesc cu el neapărat. Avem un ATM? Oh, mamita! Have any change? Have any food? Nah, nu ne trebuie, că avem noi cash, aveți aici. Da, tata! Ia, 60 de dolari? 35? Return card? Cash gross, baby! Let's go, man! Și acum dăm și un pic de miloagă. Da, și mie niște bucare. You're one of them, huh? Sorry, kid. I got nothing, mate. Okay, aren't you a little young? Ești prea tânăr? Wait, hold on. I don't care if you're a goddamn fetus. Nu pasă dacă ești un bebeu. Vrei să faci niște bani? Am venit să mănânc. Help me and I'll give you a free meal. Sound good? Îți dau mâncare gratis, sură mine? Nu vreau. You shouldn't even be in here. N-ai să-ți fie aici. Start tending my bar or I call the number on the poster. Got it? Opa. Guess I don't have a choice. O voi face, am nevoie de mâncare. Goddamn right. Așa e. We got ourselves a teen bartender. Avem un barman. Couldn't be worse than you. Nu poate fi mai gros decât tine. Wow. Te dea încântă și el mâncare, dar mă obligă. The key to bartending is never losing your cool. I'll be in the kitchen scrubbing dishes. The dishwasher didn't show either. The world is full of the dishwasher didn't show. Okay, dude, okay. Deci noi trebuie să... Nu, să avem răbdare. It's a general guzzle. A glass of general guzzle. One Heartland refreshment, please. What's with my general guzzle? A shot of good swallow. Good swallow, okay. I guess you've never made a Heartland refreshment before, have you? Care e, bă, good swallow? Că nu văd. You're working on my good swallow, right? Unde e good swallow ăla? Maybe you forgot, but I asked for a Heartland refreshment. Uite-l aici, coming in. Warm motherland spirit. Coming in, baby. In my mouth. Here's a tip. Vrea swallow in his mouth. Nu văd, bă, swallow. Nu văd care e swallow. My motherland spirit. Give me my good swallow. Good swallow. Ia o pasta în schimb. That's not what I ordered. Nu e ce am comandat. Hai că-mi fără niște bani de aici. Altcineva? Motherland spirit. Motherland spirit. Motherland spirit. Motherland spirit? Nu știu dacă există așa ceva. Hey kid, an Asian potion and make it snappy. Gata, coming in. I asked for a motherland spirit ages ago. Ooh, let's go. Thanks. Here's a tip. Nu văd Motherland Spirit. Sunt eu chior, mă.
I asked for a motherland spirit ages ago. Unde e motherland spirit? Că nu e. Ah, e aici. Da, mă, era jos acolo. Where's my motherland spirit? Gata. And make it snappy. Nation potion. Gata. Coming in. Hai că ne descurcăm. Thanks. Tu vrei altceva? Go buy yourself some diapers. Trebuie să-ți cumperi scutece. Asta e tot? One... Ah, the Jarod. Hey! Hey, you! Hey! I shot a homeland, Hobbs. I've had a long day. Cred că e aici homeland-ul. Nu sunt eu prostovătietăn. Na, asta era motherland. Aaaa, nu iar, nu iar! Ascundeți-vă că ne omoră, vă doați. The usual. The Jarod. The Jarod. Am văzut aici Jarod. Good swallow, motherland spirit. Sure. It's on the wall. Stai. Good swallow, dar nu știu unde le amestec. Motherland spirit. Stai așa. Nu știu care e motherland spirit. Ok, ok. Și heartland refreshment. Ok, aici. Coming in, coming in. Amestecă. Dă-i, hai. Shake. Yeah, shake it. Joc-o pasta, tată. Ia vezi. Bea cu urechile. Strange. My bartender looks like a kid. Barmanul meu arată ca un copil. But here, you dar meriți asta. This. Nu pistolul. Thank you, brother. Now, make me another. Încă unul. Come on. A început show-ul Sonia. I do have a drink named after me. Am o băutură numită după mine. Ai auzit proastă? You heard the TV. Ai auzit la TV. 10-year commemoration for the victims of the attack is coming up. My daughter was one of the poor souls who died under those rocks. A, din 86 când au bubuit alea și au căzut pietrele. Pare rău, Jarod. Well, bad things happen sometimes, don't they? Da, uneori se întâmplă lucruri rele. Finally done with the dishes, kid. Încurățat tot. Jesus, these people are disgusting. Oamenii ăștia sunt dezgustători. Anyway, thanks for the help. Here's a meal on the house. Uite mâncarea. Jarod, I didn't see you there. Nu te-am văzut acolo, Jarod. You should go. It's getting late. Să pleci, se face târziu. Te-am mâncat sau nu? Dă la pachet. Kid, your burger. Your burger. God damn, it's been a lousy. Hey, kid. Puștule. Be careful out there. Să nu chem niciodată un taxi. Call a taxi. Oh, crede-mă că nu chem. Mai am omorât de câteva ori, nemer Nicule. Steal the car, let's go. Ia, da talpă când l-a văzut pe ăla cu taxiul. Hai, sal. Mor pe munte cu mașina. Jarod, bă. E prima oară nu, când nu ne omoară, nu a doua oară. Mă-i dau în goarnă. Iar ăștia... With pleasure. Ăștia nu m-au rănit niciodată, deci... You, drive. Condu. Don't look at us. Nu te uita la noi. Ok. Cine sunteți? We're your worst nightmare. Watch it. We're your worst nightmare. Sunt cel mai groaznic coșmar al tău. Arma mă sperie. Step on the gas. Îi dau talpă. Our motto not starting outside the laundromat after we rob it. Humiliating. You think I don't know that, Stan? Nu știu ce zic. It's your fault, you know. My fault? Oh, that's rich, Mitch.
Au ieșuat un jaf ceva. Deci, unde merg? You know what, Mitch? Maybe you should find another Robin partner. Ar trebui să-ți găsești și alt partener. Poate chiar ar trebui capușul ăsta. Ok. Fine, take the kid. She's clearly a criminal anyway. Ia puștiu, oricum e un criminal. Ce se întâmplă? Hold on, hold on. Before we end the best Robin duo ever, let's take a deep breath. Hai să respirăm puțin. We shouldn't rush into this. This is big. Să tragem aer în pept. I know. Hai să put the radio. Dăm drumul la radio. It'll help us forget about the laundromat. Good laundromat. Idea. A laundromat robbery happened about an hour ago. Ah, jeez. Witnesses say the two robbers, both dressed like they were into S&M role-playing, S&M role-playing. The entire time. S-au certat mereu. The suspect only made off with $72 in quarters. Au fugit doar cu 67 de dolari. They're armed and very dangerous. Sunt foarte periculoși. Please call the police. Sunați la poliție. We're laughing stocks. Râd de noi. Sonia reporting it no less. Și Sonia, oh, jeez, a raportat. Hai să jucăm un joc. Well, I guess that's it. Stan and Mitch are breaking up. Go on and partner up with the kid. Yeah, I guess that's it. Wow. You two should... Ar trebui să vă reconsiderați. Only one thing left to do. To be sure this is the right move and all. Give the kid Mitch's ultimate bank robbing quiz. Ia, că ne dă un test. Four questions by which Mitch evaluates your criminal mind. Patru întrebări ca să-și dea seama. And you and Mitch become Robin partners. But don't, then Mitch and I have to... I don't want to spell it out. Bă, ne omoară! No shot! Have to what? Wow, vrei să fii miliardar cu asta? Question number one of the following. What is the best location to care cea mai bună locație? The clock is ticking. Ticking. Anywhere if it's with me. Oriunde dacă e cu mine. Yeah, that's the right answer. Though jealous, I will admit, chiar suntem impresionat. I am very impressed. Al doilea. Question number two. Doua întrebare. When is the best time to rob? Când e cel mai bine să șefuiești? După ce e întuneric. Wrong. That's when the Sonia show is on. Greșit, atunci este show-ul Sonia. That's dude. Ne-am șefuit când era întuneric. Când am șefuit cu ăștia. Question three. What is the best getaway vehicle? Asta o știu, a motorcycle. Ce vehicul scap cel mai bine? You would think. But ai crede, no. Dar nu. Yeah. Sometimes they break down in front of laundromats. Uneori se strică în fața la laundromats. Strike two. This is your last chance. Come on, dude. Atunci de ce au ei motocicletă? Question four. The final question. What is the best thing to do with your money at your hideout? Care e cel mai bun lucru să faci, să... Pe ce să cheltui banii? Buried deep inside the holes, hide inside the walls, bounce with it on the bed. Sari cu banii în pat. Is this your final answer? Da. Yes, that is the best thing to do. Yeah! We need to not explain why, for obvious reasons. Nu trebuie să explicăm, desigur. Ok. Puștul a trecut. Passed. No. I've never even passed. Nici eu nu am trecut testul. Și e testul meu. Ok. So I guess you and the kid are gonna partner up. Voi doi veți deveni parteneri, corect? Stai așa. Yes, Mitch. Though the kid and I's Robin compatibility is through the roof. No doubt. I cannot imagine Robin with anyone but you. Nor I, Mitch. Nor I. Nu pot să-mi imaginez să jefuiesc cu altcineva afară de tine, zic unul altuia. Asta a fost frumos. Remember when we snuck inside that cab company? Poor kid, I wish we could go back in time. Asta am făcut în episodul anterior. But he had my lucky lockpick on him. I'm sure he's fine.
Come on, let's keep the car. Hai să păstrăm mașina și să lăsăm copilul. Vă mulțumesc. Hear something, Mitch? I did not. Ai auzit ceva, nu? Bună glumă. Stai, Mitch. Ziceau că îți aduce aminte când am jefuit compania aia de taxiuri și ce am fost în episodul anterior și că i-a furat copilul lockpick-ul cu care sparge lacătele și noi l-am furat, că îl vedem în stânga jos lockpick-ul ăla cu care acum putem să spargem toate alea, zis, toate nebunelile. Deci asta e fata pe care au furat-o de la poliție data trecută, mai știți? Și ne-au scăpat pe noi aia Brigades, că ne-ai capturase poliția. Polițaien. E fata lui sau ce se întâmplă? Zoe sau cum o cheamă? De-aia n-a vrut ea la începutul jocului să mergem împreună. Știți că ne-am oferit la început de tot să nu mergem singuri, să mergem împreună și n-a vrut. Are ceva document. Pleca pe cont propriu. Ok. Wait, what? Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Ne intersectăm drumul cu al ei sau... Nu știu. Care-i faza? Iar aici e poliția, exact ca data trecută. Acum putem să fugim pe aici. Știți că atunci opriseră poliția. Blocaseră drumul. Hey, get down. Oh, naiba. Uite-mă. Hey there. Backpack, dirty, smelly. I take it you're looking for the cave. Și urât. Ești murdar. Cauți peștera? Me da, too. O caut. Follow me. Și eu urmează-mă. We need to get away from the road. I know where the cave is. At least, I think I do. Cred că prin peștera aia ajungem la graniță. My name's Zoe. I don't know about you, but I've had a pretty intense journey to get here. Am avut o călătorie intensă. Tough, but good. All I'll say is, after everything, I'm a different person. Sunt o persoană diferită. Believe me, I want to help people now. Vreau să ajut oamenii. Nu doar pe mine. Deci au avut o discuție cu... A avut o discuție cu colegii. See the waterfall over there? That's where we're headed. Acolo ne ducem. Vocea ei se aude puțin mai tare, că am dat eu vocea din setări. Hai că știu că am mai venit 200 de ori aici. Dar în sfârșit venim cu ea? Wow, look at ce priveliște. Da, tata. What? Habar n-am ce se întâmplă. E bine că ne-a salvat totuși. Ah, nu era asta. Wow, look at this view. Stunning. So stunning that it crashes my Despite game. Despite everything that's wrong here, there's still so much beauty. De acord, da, e frumos aici, ne place. Echo! Echo, echo! I know, cheesy. Da, auzi, but da, foarte I've always wanted to do that. The radio was right. I can't believe this place really exists. It's locul so cool. Locul acesta chiar există. Da, e blocată intrarea? Bă, dă cu graffiti! Ok. Revolt.
You're a revolutionary, I see. No just to like society! Me. Okay, okay. Come on, let's check it out. Maybe coming to Sofia Shamore Peștera. So? Look, someone left their things behind. Cineva și-a lăsat lucrurile în urmă. E un caiet. It's somebody's journal. Jurnalul cuiva. A man and his son were traveling together. Bărbat cu copilul lui călătoream. This cave isn't only used by teens. E folosit doar de adolescenți. He was frightened they wouldn't make it. Era înfricoșat că nu vor reuși să ajungă. Sper că au reușit. Me too. This country has ruined so many lives. Țara asta a ruinat multe vieți. Let's go back and start a fire. It's cold in here. Grab some sticks. Facem focul. And we'll need a light. Deci mai continuă aventura cu ea. Leave money for others. Sure. Take the gift money. Nu, lasă acolo. Lăsăm și noi 20 de bastârci. Cu ce țară credeți că se aseamănă Petria? Dacă am stat să ne gândim, știi, cu o țară reală. Unde copiii vor să fugă, efectiv. Know how to start a fire? Știi cum să faci focul? If we can start one, we should be warm and toasty in no time. Partea bună e că poate scăpăm cu ea, adică habar n-am. Poate are ea un plan de scăpare. Light. The fire. Fericită, gata? Da, bă. Sit down. Ne relaxăm acum, gata. Look, can I tell you something? O să spun ceva? You know how earlier I said I wanted to help people? Știi că am vrut să ajut oameni? Well, this is how I'm gonna do it. Așa o voi face. Classified government documents. Oh. Showing the brigades didn't cause the collapse in 86, like everyone says. Ok, dovadă că gen brigades n-au cauzat incidentul din 86 pentru care îi urăște lumea. Cine a făcut-o? Tyrek. Ah. Mount National was rigged with explosives to prevent avalanches, like every other year. When the brigades tried to take Tyrek out, he triggered the explosion. Deci, practic, Brigades a atacat, l-a atacat pe Tyrek, Tyrek a bubuit muntele ca să dea vina pe aia și a reușit. De unde ai făcut rost de asta? Let's just say, my dad has a very important position in the government. Ok, lucrează la guvern, tati. Ce vei face? The Brigades are gonna help me reach the other side. When I get to the border, they'll send me a signal. Vor trimite un semnal. Și când trec, if I cross, I'll share this with every foreign news outlet I can. This is so huge. It will be if I make it. Este dacă voi reuși. I think this could finally take him down. Și cred că îl putem învinge. Te pot ajuta. If you want, sure. Dacă vrei, sigur. Mâinile unui... We should probably get some rest then. Hai să ne odihnim atunci. Getting past security isn't gonna be easy. N-o să fie ușor să trecem de securitate. Tomorrow is the beginning of the end of Tyrek. I hope. E amuzant cum taierea cum de afaceri vă tot de toată lumea va fi o fi de doi copii. Hai, sleepy time. Deci caracterul nostru e fată, ca să nu uitați. Hai la nănică. Am realizat că n-am învățat numele tău. Poate e jalnic, m-am zis să plec. E mai bine să trec singură. Oh my god. Me no freaking not. Deci a plecat fără noi. Zicea în foaia aia că se va mișca piatra.
ideea era drumul desfăcut între cu noi sau care e șmecheria? Cu celelalte caractere? Aia, în fine. Finalul. E bine că salvează jocul, adică e perfect și cât mai de crash se întâmplă. E în regulă. Uite, cu Zoe avem 100%. Wow. Interesting. Am ne-am încăsărat pe munte în anul anterior. Iar muzica asta. Are you kidding me, man? This Walkman is a piece of junk. Cu cine vorbesc? E caracterul nu, iar nu înțeleg. You should be arrested for trying to hawk this. Asta. It's you. Tu ești. Încă ești aici. It's nice to see you. I thought we'd never see each other again. Nu se mai întâlnim niciodată. Listen, I hope you're not angry with me about the cave. Sper că nu te supărat. I was just trying to help you. Really. Vreau să te ajut. Thanks for saying that. Sure. De ce n-ai trecut? There's been a delay, but I might cross tonight. That's why I was trying to buy a Walkman. To hear the signal. Walkman ca să aud semnalul. Maybe I shouldn't say this here. The brigades are gonna send me a signal, telling me when it's right to cross. Îmi vor spune de brigades când să trec. The signal right now. I need a Walkman. Chiar și acum. Oh, I can help you there. A Walkman like this. I dropped it in the cave. L-am lăsat în peșteră, desigur. Come on, let's listen to it in my tent. Follow me. Hai la mine, în cort. Hai, tată, în cort. Deci ăsta e planul nostru de scăpare. Ne vor anunța brigades și sărim peste zid sau ceva. Nu știu ce e muzica asta, dar mă rog. Priveliște frumoasă, lasă-mă cu priveliștele, că mi-a dat crezi jocul. Nu mai vreau priveliști, iată. There's a plan. E un plan. But I can't tell you here. Dar nu se pot spune aici. Let's go to my tent. Uite, aia nu mai sunt. Whoa. Hold up there. Stai acolo, pușule. She's with me, Sean. E cu mine. Sure. No problem. A friend of Zoe's is a friend of mine. Ok. Un prieten de-al lui Zoe e prieten de-al meu. E băiat de treabă. Hai mă că stăm în cort, gata. Hai să discutăm business, afaceri. Look at those trucks lined up to cross. They're selling our resources to the rest of the world. Ne vând resursele lumii din exterior. But 99% of our people will never see any of that money. It all goes to Tyrak and toți his cronies, including my father. Nu înapoi la oamenii țării. So, can I have my Walkman? O să am Walkman-ul? Sigur. Put it on 191.9. Folk station. This is 191.9, the voice of the brigades. This is your Ooh. Papa baby here. Before we begin, a personal message Mesaj for personal Z. This is it. The rooster will sing three times. I repeat, the rooster de trei will ori. Sing three times. Va cânta. That was a signal. Ăla a fost semnalul. At 3 in the morning, la 3 dimineața, a truck will crash into the wall. It's a diversion, something to draw camion intră în perete. That's when we cross. Vor atrage atenția securității și atunci trecem. I've been thinking, having someone with me could actually help. M-ar putea ajuta dacă ai fi cu mine. You do want to come with me, right? Să fii cu mine, nu? I didn't nu te-am întrebat. I would totally understand if. Deci înțeleg că nu vrei. Da, 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 mergem împreună. Okay then. I know it's not cool, but we should get some sleep. Ar trebui să dormim. It's gonna be difficult, even with a diversion. Ar fi dificil și cu diversiune. This time when you wake up, I'll be there. Voi fi aici când te vei trezi, promit. And then we'll cross together. Ok, iar țeacă. Good night. Ne-am culcat, ne-am trezit, ne-am culcat la loc, ok. Hai mă că de data asta, oricum, chiar și dacă pleacă fără noi, trebuie să auzim când bubuie ăla camionul. Avem un plan perfect, să mai trecem la episodul aici, băieții. Like, tată, habar n-am cât de lung e episodul. Că am reintrat în joc și nu mai văd. Playtime-ul. Ui, camionul, vai, mama. Through here. Come on. Hai, la găuace aici. It's. We don't have much time. Quick, up the stairs. Hai, sal. Nu vine, mă, cu mine. Da, freak se întâmplă. Ilie, hai bă! Ce faci, om? Acum vine, lol.
Bine rău de tort. Hai, zi ce facem. Mergem așa, ok. Verificați peste tot, camionul a fost să ne atragă atenția doar. Ușa e încuiată. Cum o dez... I didn't see any security switch. Maybe downstairs. Poate jos. On the other side. Ok, hai să activăm switch-ul. Switch-ul, stai, switch-ul. Oh my god. Get up here, quick. Sunt chiorătan. Haide rapid, haide fata, haide, let's haide. Go. Hai că mi se întoarce imaginea de 100 de ori. Should be the door on the right. Go to the inn. It's the white door. Ușa albă, chica. Hai că nu știu pe unde am intrat. E bine. E FOV ăsta straniu. Security's triggered. Don't know we're here as soon as I open. Stai un pic, chichita. Stai un pic, că mă frecă la cap asta. M-o tăia. We'll have 10 seconds to reach the exit. 10 secunde să ajungem la ieșire. După ce sărim. O vom face, hai. We can, but we have to believe. My hands are shaking. Îmi tremură mâinile, te ajut eu. Yeah, do it. Hai, cu mintea am deblocat-o. Let's go. Puterile minții. Sorry. Jump. Fiecare pe cont propriu. Run, run. Uși fata. Am scăpat. Security breach. Security breach. Go, go. Am omorât-o. Ce se întâmplă? Try to save, cross the border. Hai, pa! Fiecare pentru el. N-ai salvat-o pe Zoe? Măcar sper că mi-a dat hârtia aia. Freedom. Nothing is more important. But there are many others in Petra still oh looking my god. For it. Mă trebuia să o salvezi pe Zoe, prostule. Ok, băieți, calmați-vă. Deci ne dă același ending, practic. Corect? And their journeys have only just begun. Cred că o să mai continue jocul, nu e finalul, că uite, caracterele nu sunt cu 100%. Nu știu, zic și eu, hai să vedem. Chiar sunt curios. Da, deci și cu episodul 7. Ia! O salveze pe Zoe. Ce se întâmplă? A, trece ea și nu trecem noi. A, deci nu puteai să scapi și tu și ea. Yes, you might lose your life along the way. But for each person that falls, pentru fiecare persoană care pică, alta răsare. Și cred că asta e tot, nu? Is to keep moving forward. Keep moving forward.